Chiar dacă numărul bolnavilor de hepatită care solicită banii pentru achiziționarea tratamentului este în scădere, fondurile lipsesc, iar oamenii sunt trecuți pe liste unde rămân luni la rând. La nivelul lunii septembrie există inițiere, adică începere de tratament pentru 9 pacienți, iar listele de așteptare tot la nivelul lunii septembrie sunt de 27 de pacienți, ceea ce duce la o perioadă cam între 2 și 3 luni pe lista de așteptare. În momentul de față, în secția de boli infecțioase se tratează 6 pacienți bolnavi de hepatită. Din luna a patra până în prezent avem 6 pacienți, dar cu mențiunea că s-au mai internat de câteva ori. De mai multe ori, adică din 6 pacienți, dar noi avem pe foile de observație 8 internări. Tratamentul unui asigurat bolnav de hepatită costă în jur de 4.000 de lei.